Din nou, astăzi am să gătesc cu pește, cu ton și o să vă spun imediat ce fel de ton și anume papardele tunate. Așa se numește preparatul meu de astăzi și aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, paste papardele. Vă recomand să alegeți pasta fresca. Dacă nu o preparați în casă, cumpărați paste proaspete. Sunt mai delicioase, au și o culoare mai atractivă și, de ce nu, sunt mult mai gustoase, pentru că asta este mai important. Mai aveți nevoie de ton. Ton, am ales tonul ulei, fileul de ton în ulei. Mai aveți nevoie de sfeclă roșie, pentru că îmi place să le dau o culoare foarte frumoasă. Sfeclă roșie pe care am să o fierb, iar apoi am să o tai în cubulețe foarte mici. Fistic, de asemenea, pentru a-i da o notă de sărbătoare, dar și merișoare, pentru că acestea sunt dulce acrișoare și se potrivesc foarte bine. Capere mai aveți nevoie, un pic de cepșoară și, de ce nu, niște salată verde. Aici rămâne să alegeți ce tip de salată verde, dacă doriți acest gen de salată. Dacă nu, s-ar potrivi foarte bine chiar și această salată verde clasică, Flavet, dacă o știi, dar doar inimioara de la salata verde, pentru că aceasta este crocantă și delicioasă. Pastele pot fi servite atât calde cât și reci, sub forma unei salate, să spun așa. Deci, astăzi, papardele tunate. Tunate!